Cum să nu fii zâmbitor când nu ai niciun motiv de îngrijorare și toate îți merg strună? Vorbesc acum despre nativii din Zodia Berbec, pe care îi așteaptă o zi excelentă. Taurii vor fi împotriva tuturor, vor face numai ce vor și nu vor ține cont de părerile celor din jur. Gemenii, în schimb, se vor implica în discuții care nu îi privesc și, din dorința de a face bine, riscă să cadă la mijloc. Racii vor fi în formă și asta se va reflecta din plin în rezultatele activităților de astăzi. Leii și încăpățânarea merg mână în mână și nu este de mirare că vor avea o zi presărată cu conflicte. Zi favorabilă schimbărilor pentru nativii Fecioară, mai ales pe plan social și sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante. Balanțele pot obține beneficiile materiale scontate dacă evită speculațiile de orice fel, mai ales cele financiare. Scorpionii sunt nevoiți să-și schimbe programul în ultimul moment din cauza unei situații neprevăzute la locul de muncă, dar nu este nicio problemă pentru că la sfârșitul zilei vor primi o sumă frumoasă de bani. Ziua de astăzi le priește nativilor săgetători care nu se vor da înlături de la nimic, deși programul lor va fi încărcat cu multe evenimente neprevăzute. Capricornii vor face tot posibilul să-și atingă scopurile, chiar dacă drumul parcurs nu va fi deloc ușor. Nativii din Zodia Vărsător vor fi maestri ai cuvintelor. Se vor confrunta cu ceva probleme în relația de cuplu, însă vor folosi cele mai potrivite vorbe și vor trece peste impas. Iar peștii sunt foarte sociabili, își vor aloca majoritatea timpului prietenilor, iar pe seară vor primi o veste plăcută legată de serviciu. Acest